pentru a marca cum se cuvine ziua Dobrogei sărbătorită pe data de 14 noiembrie, reprezentanții Casei de Cultură Ide Chirescu din Cernavodă, împreună cu cei ai Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din localitate, organizează o serie de evenimente. Manifestările vor debuta vineri 13 noiembrie, începând cu ora 17, în incinta Casei de Cultură din localitate. O zi importantă pentru istoria țării noastre este 14 noiembrie 1878, dată în care Dobrogea a revenit la patria mamă după războiul de independență. Orașul Cernavodă, parte integrantă a Dobrogei, nu putea lăsa să treacă neobservată o zi atât de importantă. Astfel, în avans cu o zi pe data de 13 noiembrie, respectiv vineri, reprezentanții Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din localitate, împreună cu Casa de Cultură Ide Chirescu, organizează o serie de manifestări artistice. Evenimentul debutează vineri, începând cu ora 17, cu un spectacol susținut de artiștii Casei de Cultură. Va fi vernisată și o expoziție cu vânzare de produse handmade confecționate de artizanii locali. Va avea loc un eveniment, cum ați spus și noastră, în ideea sărbătoririi zilei Dobrogei, pe data de 14 noiembrie, doar că noi vom organiza acest eveniment pe data de 13, mai exact vinerea aceasta. Va avea loc un spectacol în interiorul sălii de spectacole a Casei de Cultură Ide Chirescu, unde vor fi dansuri și se vor cânta cântece. Și pe lângă acest lucru va avea loc și un târg de produse handmade în interiorul holului primăriei, unde vor lua parte mai mulți expozanți din Cernavodă, tineri ce vor să se afirme. Și vă așteptăm cu mare drag, așteptăm toți cernavodenii pentru a ne fi alături. La ce oră sunt invitați cernavodenii să ia parte la acest eveniment? Începând cu ora 17, evenimentul va începe, va dura până la ora 19. După 2 ani de dezbatere prin Parlament, ziua Dobrogei a devenit oficial sărbătoare națională. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților în data de 9 septembrie. Sărbătorirea anuală a zilei Dobrogei poate fi marcată de autoritățile centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural-științific.